Bună ziua, bine v-am regăsit la un nou tutorial pe site-ul pcconfig.info. Eu sunt Andrei, iar în minutele ce urmează vă voi prezenta Nitro PDF, un soft capabil atât să citească cât și să creeze fișiere PDF. Link de download veți găsi în textul de deasupra tutorialului, așa că o să trec direct la instalare. Am kitul aici pe desktop. Efectuez dublu click, run. Dăm Next, acceptăm termenii licenței, eventual puteți citi, Next, alegem calea de instalare, Next și Install. După instalare putem lăsa bifată această căsuță ca programul să se lanseze automat și dăm Finish. Programul s-a lansat, așa arată interfața. Interfața lui aduce un pic cu Microsoft Office, versiunea 2010. Vedem că avem o interfață de tip Ribbon. Să le luăm puțin pe rând. Open e clar, va deschide un fișier PDF. Save va salva documentul deschis curent, noi nu avem încă niciun document. Save as va salva un document într-o altă cale, de exemplu. Printe pentru imprimare. Email as attachment este o opțiune care ne permite să trimitem un email cu fișierul PDF deschis ca atașament. Digital ID este pentru semnături digitale. Document Properties este pentru a afla informații suplimentare, proprietățile documentului, și Close pentru a închide un tab sau toate fișierele deschise. Programul, după cum puteți observa, lucrează în taburi. Noi avem momentan doar un tab deschis. Aici avem două opțiuni, Hand și Zoom. Sunt opțiuni pentru a seta tipul de cursor afișat. După cum vedeți acum, cursorul mouse-ului arată ca o mână, iar dacă setez zoom, arată ca o lupă. De aici selectăm dacă să fie zoom in sau zoom out, ce fel de zoom. Aici selectăm modul de vizualizare al documentelor. De asemenea, avem posibilitatea de a le roti. Select este o opțiune de a selecta text sau imagini din document. Pur și simplu cu drag selectăm. Tragem cu click stânga apăsat și vor fi selectate toate elementele din acea arie. De asemenea, putem face un snapshot, un print screen, cu alte cuvinte, și ne-l salvează în clipboard, iar dacă deschidem Paint-ul, de exemplu, și dăm Ctrl V, vom avea acel print screen. La a doua opțiune, Add Note, ne oferă posibilitatea de a adăuga și notițe în document, unde dorim noi. De exemplu, aici am pus și ni s-a deschis această fereastră unde introducem text. Markup text este o opțiune de a accentua anumite paragrafe din text, de exemplu titlul, și ni-l evidențiază. Patra opțiune este pentru a adăuga noi text pe document. Ne dă posibilitatea de a introduce text, de a modifica dimensiunile, fonturile și așa mai departe. Apoi avem opțiune pentru a ne semna pe un document. Putem crea o nouă semnătură sau putem insera una deja existentă. Iar apoi avem opțiunea despre care v-am vorbit și în introducere. Opțiunea care ne permite să creăm noi fișiere PDF din alte fișiere. Haideți să creez și un document text pe desktop.
care îl deschid cu WordPad-ul. Control S, l-am salvat. Mergem din nou, apăsăm opțiunea aceasta sau avem comanda rapidă Control N. De aici dăm Browse și alegem fișierul care vrem să-l facem PDF. Dăm Open. De aici selectăm tipul de fișier, Web Ready, Office Ready sau Print Ready. În paranteză avem specificațiile pentru fiecare. De asemenea, avem și opțiuni Advanced, dacă dorim acest lucru. Apoi, avem posibilitatea de a salva fișierul PDF într-un folder specificat, în același folder unde se află și documentul sursă, sau să alegem calea când se creează fișierul. Putem bifa aici ca să ne deschidă acel fișier după ce l-am creat și dăm Create. Acum ne întreabă unde îl salvăm. Să-i dăm un nume. Salvăm pe desktop. S-a salvat. Închis programul și avem fișierul aici pe desktop. L-am deschis și vedem textul introdus de noi. Acest proces de creare a fișierelor PDF se realizează cu ajutorul unei imprimante virtuale, însă nu cred că mulți își vor da seama de acest lucru pentru că toată treaba aceasta se realizează în background. Noi nu sesizăm acest lucru. De asemenea, mai avem câteva opțiuni interesante. Putem extrage textul dintr-un fișier PDF sau imaginile. Haideți să extragem textul, pentru că noi avem text în acest fișier. Și practic este conversia inversă. Doar că salvarea se realizează într-un document text simplu, pentru Notepad, cu extensia TXT. Avem aici documentul și avem și textul nostru. La fel funcționează și Extract Images, dar noi nu avem nicio imagine deocamdată. De asemenea, mai găsim un buton de reset care ne resetează toate modificările făcute într-un fișier PDF și un buton care ne îndeamnă să achiziționăm licența premium pentru acest soft. Aceasta a fost pe scurt prezentarea lui Nitro PDF, un cititor de fișiere PDF foarte bun, pe care eu personal îl folosesc și vi-l recomand și vouă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept pe site-ul PC Config și la alte tutoriale. La revedere!